Și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi am zis să realizez un video cu produsele terminate și pentru că am multe, multe să vă arăt și vreau să scap și de ele în casă, să le arunc la gunoi, vă voi prezenta un produs care mi-a plăcut mult și anume niște perle de la Elf. Așa arată. Am zis să le încerc. Conferă așa un aspect natural. Foarte frumoase. Vă voi insera și aici o fotografie să vedeți. Am mai terminat un săpun de la All Natur. Un săpun la fel foarte bun și știți că folosesc produse de-astea organice, bio, în general. Mi-a plăcut foarte mult. Miroase așa a trandafiri. Singurul săpun care îl accept pentru că folosesc în general gelul de duș. Am mai terminat o apă termală de la Roche, așa. Am mai terminat o cremă delicată pentru bebeluși de la Nivea. Îmi place foarte mult și asta. Miroase foarte bine și hidratează foarte bine. Fiind pentru bebeluși, sunt mai puține chimicale. Eu îmi cumpăr și șampoane pentru bebeluși. Vă voi arăta un șampon cu extras de bujor de la Cloran. Mi-a plăcut mult și ăsta, numai că virgulă costă foarte mult, 43 de lei, pe când mi-am cumpărat unul de la Splendor cu extras de mușețel, 750 de ml, 11 lei am dat pe el. Deci diferența între ăsta și ăsta nu este, sunt la fel amândouă foarte bune. Numai că ăsta e mult mai ieftin și ăsta e mult mai scump. Eu cred că contează foarte mult și firma. Dar produsul e unul și același, adică sunt bune amândouă. Am mai terminat un ulei de cocos de la Solaris, cred că îi zice. Mai am foarte puțin aici în el. Vă voi insera aici să vedeți cum arată. Foarte bun, să nu vă lipsească ulei de cocos din casă. Am mai terminat un gel de la Elmiplant, un gel de duș, 100% fără paraben, fără parafină, coloranți, așa. Eu folosesc produse de-astea pentru că sunt foarte bune, nu atacă atât de mult pielea. Am mai terminat un șampon de la Himalaya, foarte bun și ăsta. Am mai terminat din gama Splendor un balsam de păr, foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult gama asta Splendor. Am mai terminat un rimel de la, de fapt o mascară de la L'Oreal, telescopic, îi zice, așa, foarte bun rimelul acesta. Vă arăt imediat și periuța, așa. O periuță foarte flexibilă. Mi-a plăcut foarte mult și ăsta. Îl voi recumpăra. Pentru perii, separă atât de bine genele. Două deodorante, unul de la Dove, unul de la Nivea. Astea au rămas la fel de bune. Am mai terminat un spray de la Biu. Așa. L-am cumpărat pentru că mi-aduce aminte așa de copilărie, când ne cumpăram noi Citru, Calvion, parfumurile alea. Și ăsta miroase și e la fel de bun ca înainte. Am mai terminat un deodorant de la Avon, așa arată. V-am zis că am gunoaie cam multe și trebuia să scap de ele. Este cât de cât ok. Zice că durează 48 de ore, nu 48 de ore, dar e bunicel. Am mai terminat o mascara de la Maybelline, așa arată. Volum, pentru volum. Zice că îți conferă așa volum genelor și efectul de gene false. Vă voi arăta și peria imediat, așa. Tot așa un pic flexibilă. Dar conferă într-adevăr volum, dar nu știu, parcă nu se pară așa foarte bine cum e cel de la L'Oreal telescopic. Asta e mișto rundă, tot are așa peria, se pară foarte bine. Dar e regulă și asta e bunică. Am zis să arunc un ulei de păr de la Kalos, așa, e un ulei foarte bun, numai că la mine a inspirat, pentru că folosesc o picătură, două, nu mai mult, pentru că îngrașă după aia.
E atât de bună, asta mai ales pentru persoanele care au părul creț. Și miroase exact ca la coafor, cum era odată. Foarte bun. Îl voi recumpăra. Am mai terminat un unguent de la... un unguie cu aloe vera. Așa, nu știu, nu înțeleg aici ce scrie cu scrisul ăsta, de la ce marcă e. E foarte bun așa pentru crăpături, pentru o bubiță, ceva, pentru că aloe vera, știți, cicatrizează. Am mai terminat un balsam de buze de la Herbosofi, cu unt de shia și cu vitamina E. Foarte bun balsamul ăsta de buze. Și mai am două produse și gata, termin! Așa, arunc un ruj de la L'Oreal, așa. 203 zice codul. Vă voi arăta imediat și cum arată. Așa, un ruj îl arunc pentru că l-am de mult acolo și e spirat, cred. Așa, o lanță de rozariu, așa, dar nu mai îmi place. Și mai am un ruj așa, foarte mișto, micuț, așa. 73 zice. Așa. E de la produsul, e de la marca Aura. Foarte mișto produsele astea de la Aura. Un ruj așa foarte mic. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Așa. Nuanța. Foarte frumoasă. O să-mi cumpăr și rujul în varianta mare. Să urcă pisicile mele sus și să iau la bătaie. Bun. Am terminat. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să dați un like, să vă abonați la canalul meu. Și ne revedem data viitoare. Pa! Pa!